Bun găsit, dragi telespectatori! Alături de mine se află, desigur, părintele Vasile Grigorescu. Bună seara! Și bine v-am găsit! Și bine ați venit! Că ne-am obișnuit cu mesajul dumneavoastră și nu poate să lipsească în fiecare bine seară de marți. Bine ați venit din emisiunea noastră! Din casele telespectatorilor noștri. Așadar, ne bucurăm că ne sunteți alături și în această seară, când vom vorbi despre Sfânta Taină a Spovedaniei. De ce zic bine ați venit în emisiunea noastră? Că știu că veniți cu sufletul, cu mintea, cu ascultarea, cu... Că sunt sigur. Alături nu, de deci noi. Deci nu fizic, ci mental și duhovnicește. Așa este. Sunt alături de noi, într-adevăr. Și ne urmăresc cu drag, pentru că sunt persoane care îmi spun ceea ce se întâmplă. Chiar recent am stat de vorbă cu o doamnă care data trecută a prins a doua jumătate a emisiunii. Și vorbind cu dânsa despre emisiune, chiar i-am spus că am vorbit despre Sfinții Trei Ierarhi. A fost prima parte a emisiunii, iar dânsa m-a corectat imediat. Nu, nu, ați vorbit despre întâmpinarea Domnului. Nu, zic, a fost în a doua parte. Mă scuzați, probabil că am prins doar a doua jumătate. Ceea ce înseamnă că suntem urmăriți și ne bucurăm să fie în număr cât mai mare de telespectatori alături de noi. Așadar, în această seară vorbim de taina Sfintei Spovedanii. Este bine să ne... Este bine să ne spovedim, asta vreau să spun, că ne ușurăm, ne descărcăm, ne ușurăm sufletul. De ce vorbim despre această două motive, sfântă taină? Pentru două motive, anume, în emisiunea trecută am vorbit despre Sfinții Trei Ierarhi, care toată viața au luptat pentru dreapta credință. Au apărut abateri de la dreapta credință, cum că Iisus Hristos nu e Dumnezeu întrupat, că Iisus Domnul a fost un om care putea să și păcătuiască. Alții spuneau că au avut trup aparent, deci nu au avut trup real. Alții vorbind că Duhul Sfânt nu este Dumnezeu, ci este o manifestare a Tatălui. Așadar, greșeli, abateri, păcate, chiar împotriva Duhului Sfânt. Așa spune Cartea Sfântă, că cel ce nu crede că Iisus este Dumnezeu întrupat, păcătuiește enorm de mult, grav. De sfinții aceștia, ca toți sfinții, au apărat dreapta credință. Și lucrul acesta din două motive. În primul rând, ca să nu-și piardă mântuirea cei care se abadă la dreapta credință. Și tot așa, în primul rând, ca să nu se aducă blasfemie lui Dumnezeu. Sigur, omul este ispitit în fel și chip. Din păcate. Vin tot felul de gânduri, care mai de care mai aberante, mai de neînțeles. Ce să facă omul? Să luptă cu aceste gânduri, le îndepărtează. Și atunci dacă spune în sine, Domnule, eu nu vreau să gândesc așa, atunci nu mai e păcat. Este șoapta celui necurat. Dacă te învoiești cu gândul, cu păcatul, cu ispita, atunci devine păcat al tău, personal. Și de multe ori, uite, greșești și păcătuiești. Este ca și cum de multe ori ai căzut mergând și ce faci? Rămâi acolo în drum? Te ridici. Asta este spovedania. Anume ridicare din starea de păcătoșenie, dar nu-i de ajuns să te ridici. Trebuie să și mergi. Și să ai grijă să nu mai cazi.
Da. Și trebuie să mergi, să ajungi unde ți-ai propus să ajungi. Noi ce ne-am propus? Unde să ajungem? La Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne-a spus, El ne-a creat ca să ajungem asemenea Lui, ca să fim împreună cu El. Să fim împreună cu El. Păcatul ne îndepărtează de acest... De acest scop, sigur. Deci nu-i de ajuns să te ridici. Trebuie să și împlinești ceea ce trebuie ca să ajungi acolo, în împărăția lui Dumnezeu. Asta este spovedania. Dar cumva această spovedanie nu ne face să păcătuim mai ușor, pentru că ne putem gândi, n-are nimic dacă păcătuiesc, mă duc, mă spovedesc și Dumnezeu mă iartă. Și tot așa, păcătuim la infinit, cu gândul că ne spovedim și totul se spală, se șterge cu buretele. Nu. Nu putem, gândim păcătos în cazul ăsta. Chiar faptul că tu gândești așa, mai fac o așa, că mă duc chiar la părintele și mă dezleagă, mă iartă, îmi face, mă spovedesc. Vedeți? Vom vedea mai departe. Duminică cine a fost la biserică s-a rostit din Sfânta Evanghelie textul cu întoarcerea fiului risipitor. Exact ceea ce este în fond taina pocăinței, a spovedaniei. Treptele, atunci când, sigur, e aberant. Adică merg pe drum, cad, hai să mai cad odată, că parcă nu... Mă ridic iarăși și tot așa. Nu se poate. Păcătuiești, vedeți, sunt păcate împotriva Duhului Sfânt și păcate capitale. Păcatele împotriva Duhului Sfânt sunt cele care încalcă cele trei virtuți religioase care te pun pe tine în legătură cu Dumnezeu, credința, nădejdea și dragostea. Tu zicând, n-are nimica, că Dumnezeu mă va, pot să mai păcătuiesc, că Dumnezeu, am nădejde în El că mă va ierta. Acest păcat încalcă virtutea nădejdei, care se arată în două feluri, deznădejde și încredere nesăbuită că Dumnezeu n-are ce face decât să te ierte. Păi da, pentru că ne iubește pe toți și ne iartă de fiecare dată. Dar nu așa. Păi vom vedea, noi trebuie să facem și fapte vrenice de căință, de pocăință, pentru a fi iertați. Cu alte cuvinte, nu este suficient doar să ne spovedim. Trebuie ca după spovedanie, sigur, să avem un anumit comportament, da, nu să repetăm greșeala. Profesorul la școală te iartă. Domnul profesor, vă rog să mă iertați. Uite, n-am putut să învăț astăzi. Bine, mă. Așa, da. Și dacă te mai duci și mâine, și poimâine, și răspoimâine, nu se poate. Însemnează că îngăduie, eu știu... Reavoința. Reavoința, da, sigur. Reavoința ta. Așadar, Sfânta spovedanie însemnează pocăință. Căință. Și după pilda fiului risipitor, are mai multe trepte. Ce spune acolo? Ce s-a spus în Evanghelie? Un om avea doi fii. Cel mai mic i-a zis: Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl i-a dat, poftim. Și tânărul
a luat tot ceea ce a primit de la tatăl său și s-a dus într-o țară îndepărtată. Și acolo și-a cheltuit toată averea în destrăbălare. Așa cum el a crezut că e bine. Că e bine. Și-a ajuns într-o stare cumplită. Mânca, n-avea ce să mai mănânce, mânca cu porcii. Ce avea porcii, aveau porcii, mânca și el. Dumnezeu ne dă daruri. Ce facem cu ele? Avere. Ce facem cu ea? Când a zis s-a dus într-o țară depărtată, în sensul că s-a îndepărtat de Dumnezeu, de Tată. Și acolo, ajungând în starea aceasta, și-a revenit în sine. Ce voi face? Și iată, chiar am notat. Revenirea în sine. Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune, Tată, am greșit la cer și înaintea ta. Deci prima treaptă a Sfintei Spovedanii este revenirea ta în tine însuți. Mă voi scula. Ridicare hotărâtă. Adică, că ce spune mai departe? Și sculându-se, a venit la tatăl său. Deci fără amânare. Deci dacă tu ți-ai dat seama că ești căzut, că ești pe o cale greșită, și îți dai seama, în primul rând, că suferă cei de lângă tine. Ai intrat și tu în suferință. Și ce faci? Deci dacă ți-ai dat seama, te-ai hotărât, imediat te ridici. Că ce a făcut acest? Și sculându-se a venit la tatăl său. Noi acum unde trebuie să ajungem dacă ne-am hotărât să ne îndreptăm? La biserică. Că ce spune Domnul Hristos când a intrat în templu și a văzut acolo o rânduială? Luați toate acestea de aici și plecați. Aceasta este casa tatălui meu. Voi ați făcut un locaș de negustorie. Deci iată biserica. Deci el ce, după ce te-ai hotărât, ți-ai dat seama mai întâi că ești căzut, ești păcătos, ai luat-o pe o cale greșită, te hotărăști, pleci și unde te duci? Te duci la Sfânta Biserică. Și ce spune mai departe acolo textul? Tatăl îi iese în întâmpinare și îl sărută. Adică să avem încredere că Dumnezeu ne iese în întâmpinare, ne îmbrățișează, ne încurajează, ne primește. Și apoi urmează mărturisirea păcatului. Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Recunoașterea păcatului. Recunoașterea stării păcătoase, conștientizarea căderii tale. Nu mai sunt vrenii să mă numesc fiul tău. Deci spovedanie cu căință. Spovedania, ca taină sfântă, este instituită de Mântuitorul. Deci nu așa i-a venit unui preot în minte să cheme pe oameni, hai, să vă spuneți păcatele. Este poruncă de la Mântuitorul Hristos. Și iată, multe texte din Scriptură arată lucrul acesta, dar amintesc două. Când
Mântuitorul a întrebat pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu? Lucru care am spus și data trecută. Cine zic oamenii că sunt eu? Învățătorul, unii spun că ești Ilie, unul din proroci, Ioan Botezătorul. Dar voi cine ziceți că sunt? Vedeți ce școală, Doamne, ce minunată. Și Petru zice, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu celui viu. Hristosul, adică trimisul, puternicul. Adevărată spun ție, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu. De aceea îți voi da cheile împărăției. Câte vei ierta, iertate vor fi, câte vei dezlega, dezlegate vor fi. Câte vei lega, legate, câte vei dezlega, dezlegate vor fi. Deci iată, dacă tu m-ai cunoscut pe mine, cine sunt, vei cunoaște și pe oameni cine sunt în raport cu Dumnezeu, în raportarea la legătura cu Dumnezeu, în ce stadiu sunt, în ce stare sunt. Și al doilea text pentru taina Sfintei Spovedanii, mai clar, după înviere, Domnul Hristos apare în mijlocul ucenicilor, care erau încuiați undeva închiși de frica iudeilor, și apare Iisus în mijlocul lor. Pace vouă! Precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Și suflând asupra lor, le-a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, iertate vor fi, și cărora le veți ține, ținute vor fi. Deci, iată, taina spovedaniei, a mărturisirii păcatelor, este instituită de Domnul Hristos și transmisă ucenicilor, împuternicindu-i, precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Dată ca o misiune. Ca o misiune, foarte bine, ca o misiune. Deci, iată, revenirea în sine, ridicare hotărâtă din păcat și mărturisirea păcatului. Ridicare și mergere la biserică și mărturisirea păcatului cu căință. Și faptul, spune acolo în text, că a zis Tatăl, aduceți de grabă haina lui cea dintâi și îl îmbrăcați. Dați în el în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui. De aici înțelegem că cel ce se spovedește se îmbracă în haine nouă. Se îmbracă în haine, ci că aduceți de grabă haina lui cea dintâi. Că noi, prin botez, ne îmbrăcăm în Hristos. Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Da. Și prin păcat pierdem această haină. De fapt, tu singur nu o pierzi. Prin păcat tu te dezbraci de această haină. Te dezbraci de Hristos. Și iată, prin spovedanie te îmbraci iarăși în Hristos. Deci să fim siguri că în momentul când cu căință ne-am mărturisit păcatele în biserică, în fața preotului duhovnic care are această împuternicire, acest har, să fii sigur că ești iertat de păcate. Ți se iartă păcatele. Să fim siguri că Dumnezeu ne primește în împărăția sa. Că ce spune mai departe acolo textul? Aduceți vițelul cel îngrășat
și mâncând să ne veselim, căci acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut a fost și s-a aflat. Bucurie mare se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Și Mântuitorul ne-a dat atâtea exemple, pilde, ca să arate că e mare bucurie în cer pentru un om care se îndreaptă. Nu ne bucurăm și noi părinții când copiii își revin. Profesorul la școală se bucură când elevul și-a revenit și ia note bune și răspunde bine la școală. Doctorul, medicul la spital se bucură când pacientul lui bolnav s-a ridicat din pat. Sigur, dacă noi ne bucurăm, Dumnezeu care este iubire, mai mult se bucură. Deci să fim siguri de lucrul acesta. Și Mântuitorul ne-a spus, printre altele, o pildă cu oaia rătăcită, ca să arate că ne caută Dumnezeu, așteaptă întoarcerea noastră din starea de păcătoșenie. Cu oaia rătăcită zice, dacă un om are 100 de oi și se rătăcește una, o lasă? Nu o lasă. Lasă pe cele 99 care nu s-au rătăcit și se duce și o caută pe cea rătăcită și când o găsește, mult se bucură. Deci iată, Mântuitorul ne arată că Dumnezeu dorește întoarcerea noastră spre El. Adică spre bine, spre viață, spre scop, spre rostul, spre firesc. Și mai mult decât atât, nu ne vrea în suferință. Sau altă pildă, a spus, zice, o femeie și-a pierdut, avea mai multe dracme și-a pierdut una. Avea 100 de dracme și-a pierdut o dracmă. Ce face? Se duce, caută, pe sub pat, pe în pat, pe unde, peste tot, mătură. Și așa de mult se bucură și zice, bă, am găsit dracma, mă. Parcă ești tu, se bucură mai mult decât cele care erau deja. Iată, vrea să arate Mântuitorul cât de mult se bucură Dumnezeu de îndreptarea noastră. Și arătăm îndreptarea prin pocăință, prin taina Sfintei Spovedanii. Pocăința, spovedania este poruncită de Dumnezeu. Ia ce spune de Mântuitorul. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Adică îndreptați-vă. E posibil. Nu sunteți pierduți. Ca și cum spune și profesorul la școală, hai mă că mai ai timp. Niciodată nu e prea târziu. Da. Pune mâna pe carte și să îndrepți. Mântuitorul, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și la Apocalipsa spune acolo, zice, adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te, adică îndreaptă-te. În primul rând trebuie să conștientizezi ceea ce s-a întâmplat. Ceea ce înțelegem de aici, că trebuie să te examinezi, mă, ce am făcut eu. Și adesea spune preotul la biserică, mă, seara, nu e greu, înainte de culcare, mă, ce am făcut eu astăzi, mă? Uite, m-am supărat pe mama, pe tata, pe soț, pe soție. Am gândit urât despre nu știu cine, am vorbit urât, l-am jignit. Sau am făcut o faptă rușinoasă. Mă, nu trebuia să fac așa ceva. Cum am putut eu astăzi să supăr pe cel drag? Adesea când vin copiii la spovedit, eu îi întreb, mă, o iubești pe mămica? Da, cât? Mult! Dar o superi? Da. Păi dacă o iubești, de ce o superi? Cu siguranță nu vrea, dar... Nu vrea, dar neputința. Așa și seara asta, mă, eu îl iubesc pe Dumnezeu.
îmi iubesc soțul, iubesc soția, îmi iubesc părinții, îmi iubesc copiii, țin la cel de vecinul meu. Mă, dar de ce l-am vorbit eu de rău? Că mi-a vorbit și el de rău? Sau m-a jignit? Pe atunci, dacă eu îi întorc cu aceeași monedă sau monedă, cu așa, înseamnă că nu e nicio deosebire între mine și el. Deosebirea că mi-a luat el înainte. Dacă eu l-am înjurat, după ce m-a înjurat el, înseamnă că nu e nicio deosebire între noi. Așadar, seara, ce spune Mântuitorul? Adu-ți aminte de unde ai căzut, căci păcatul este prăpastie. Și dacă nu te oprești și nu te ridici de acolo, e periculos. E din ce în ce mai adâncă prăpastia. Da. Și dacă seara ne aducem aminte și facem o analiză a zilei. Și zici, Doamne, te rog să mă ierzi. Te rog să mă ierzi. Vă spun ce fac. De multe ori stau așa și am zis, Doamne, te rog, iartă pe cei ce am făcut să greșească, să păcătuiască. S-ar putea. Printr-o gest de-al meu, fără intenție, nu cu rea voință, ci într-o neputință, l-am făcut pe acela să greșească. Că spune Mântuitorul, vai de acela prin care vine zminteala. Pocăința este absolut necesară, trebuincioasă pentru mântuire. Cât de des ne putem spovedi? De câte ori te faci păcate. Sigur, pocăința, spovedania o faci tu în fața conștiinței tale, în fața lui Dumnezeu, seara, dimineața sau ori de câte ori. Și ți-ai expresia asta și e frumoasă. Doamne, iartă-mă, parcă-mi vine să dau și o palmă peste gură. Cum am putut să spun? Dar sigur, asta nu e taină, spovedanie, nu e sfântă spovedanie. Tu care o faci în fața icoanei, în fața conștiinței tale. Sfântă taină este spovedanie atunci când o faci la Sfânta Biserică și iei dezlegare de la cel care este împuternicit să-ți dea sau să nu-ți dea dezlegarea. Cum am spus, cheile împărăției cerurilor sau așa cum cele două texte pe care le-am spus în vederea tainei spovedaniei. Mântuitorul, la Mântuitorul vine cineva și spune, Învățătorule, Pilat a făcut una cu pământul, i-a omorât, a ucis o sumedenie de galileeni. Ce spune Mântuitorul? E consemnat de Sfântul Evanghelist Luca. Dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri. Și mai departe spune acolo, în Sfânta Evanghelie, a căzut turnul în Siloam și a omorât 18 oameni. Și spune Mântuitorul, dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel. Care era legătura? Ca să înțelegem, ce treabă avea Pilat cu pocăința, să facem... Să înțelegem că suferința vine ca urmare a păcatului. Spune Sfântul Apostol Pavel că stăpânitorii lumii aceștia dau și niște legi cu scopul de a fi bună rânduială în societate. Dacă încalci aceste legi, stăpânul vremelnic de aici te pedepsește. Aceștia au făcut niște fără de legi. Și au fost trași la răspundere. Și
sigur, după mintea lor, nu trebuia, după ce au făcut ei de omorât, nu trebuia, dar așa gândit. Dar vreau să spun că sunt suferințe care, pe care le avem datorită încălcării legilor. Deci dacă nu vă veți pocăi, toți așa veți pieri. Așadar, pocăința este absolut trebuincioasă pentru izbăvire. Că atunci când vrei să înlături, să îndepărtezi o suferință producând suferință, intri mai mare suferință. De exemplu, vine cineva și îți dă o palmă. Tu ce-i faci? Lăi și îl îmbrâncești. El... Ca să nu-ți mai dea a doua palmă. El se ridică, deci căutând tu ca să eviți o suferință, să îndepărtezi o suferință, prin a produce suferință, intri în mare suferință. Și aceasta este un mare păcat. Vedeți? De aceea Mântuitorul spune și e consemnat în Sfânta Evanghelie, când cineva îți dă o palmă pe obrazul drept, tu întoarce și pe celălalt stâng. Da, și cândva ați spus că dacă am analizat puțin această situație, nu se poate fizic. Nu se poate, da. Pentru că dacă îți dau o palmă pe obrazul... Dacă stăm față în față, nu pot să dau pe obrazul drept o palmă. O palmă, nu am, da, cum. Pentru că e partea stângă. Aici este sigur simbolic, metaforic vorbind. Nu răspund la rău cu rău. Pocăința trebuie să fie însoțită de smerenie. De fapt, numai atunci când ești în stare, în smerenie, tu recunoști păcatul. Omul mândru niciodată nu își recunoaște păcatul. Eu fui la și nu. Eu întotdeauna fac doar bine. Iată, spune, pătrundeți-vă de durere, întristați-vă și vă veseli și întristați-vă, zmeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța, spune Sfântul Apostol Iacob. Așadar, pocăința nu e posibilă decât numai atunci când omul este zmerit. Pocăința trebuie însoțită de rugăciune, pentru că nu te poți ridica și nici nu poți avea pocăință, căință, decât dacă nu ești ajutat de Dumnezeu. De fapt, lucrul acesta îl vedem și în îndreptarea a elevului, a copilului, a soțului, a soției. Nu e posibil decât dacă este sprijinit, ajutat de cineva. Și noi prin rugăciune suntem ajutați să ne ridicăm din păcat. Să ne ridicăm prin căință, prin spovedanie, prin pocăință, să ne ridicăm din cădere. Iată, Sfântul Apostol Petru către Simon Magul. Cine a fost Simon Magul? A fost un, acolo spune că un vrăjitor, care a observat că ucenicii Domnului fac minuni. Făcea și el, eu știu, scamatorii, dar nu vrea ca să facă minuni. Și a aflat că aceste minuni le făceau prin puterea Duhului Sfânt.
Și Simon Magul se duce la Sfântul Petru și zice, aș vrea să am și eu Duhul Sfânt să fac minun ca voi. Uite, îți plătesc, îți dau bani. De aceea se numește mita aceasta, se mai numește în termeni bisericești simonie. De la Simon Magul. Simon da. Magul. Și îl ocărăște Sfântul Petru și zice, pocăiește-te de această răutate a ta și te roagă lui Dumnezeu, doar ți se va ierta cugetul inimii tale. Deci, iată, pocăința trebuie însoțită de rugăciune. Și alte texte sunt în Sfânta Scriptură, repet, tu nu te poți îndrepta fără ajutorul lui Dumnezeu. De fapt, ne spune Mântuitorul, fără de mine nu puteți face nimic. Fără de mine nu puteți face nimic. Pocăința însoțită, am spus mai departe, mai înainte, de mărturisirea păcatelor. Și spune Sfântul Apostol Iacov, mărturisiți-vă deci unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul ca să vă vindecați. Că mult poate rugăciunea dreptului cea stăruitoare. Deci, așa cum a spus noastră la început, pe lângă spovedania, mărturisirea păcatului este și o ușurare. Ușurare. Și atunci când ai o durere și o spui, te descarci. Te descarci. Spune Sfântul Ioan în epistola sa întâia, dacă mărturisim păcatele noastre, El, adică Domnul Hristos, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească pe noi de toată nedreptatea. Pocăința trebuie însoțită și de fapte vrednice de pocăință, cum spune Sfântul Ioan Botezătorul. Faceți deci roadă vrednică de pocăință. Fapte pe care trebuie să le facem înainte sau după? Trebuie să le facem tot timpul. Dar iată vorbim exemplu. De fapte de dinainte iată sau de după? De exemplu, Zaheu, un mai mare, un vameș, din Ierihon. Mântuitorul se duce în Ierihon, nu la voia întâmplării, ci acolo știa Domnul Hristos că este un om care voia să-L cunoască pe El, pe Iisus. Și oamenii mulți mergeau după Iisus, îl înconjura. Când a ajuns acolo în Ierihon, a auzit Zaheu și spune în Sfânta Evanghelie, fiind și mic de statură, voind să-l vadă, s-a zuit într-un dud. Și de acolo se uita spre Iisus. Și Iisus a știut. Zice, Zaheu, grăbește, coboară-te. Astăzi trebuie să fiu în casa ta. Cuvântul trebuie. De ce trebuie? Trebuie, pentru că tu voiești să mă vezi. Și eu trebuie să vin în casa ta, în casa în care locuiești, dar mai important, în casa sufletului tău, în sufletul tău, în inima ta. Și spune acolo în Evanghelie, Zaheu se coboară repede și îl invită în casă. Ce-o fi vorbit? Că la un moment dat, Zaheu spune, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Și dacă am nepăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Deci iată, pocăință însoțită de fapte. Îți pare rău. Dar trebuie să faci ceva în acest sens. Ai furat pe cel de lângă tine. Dar poți să întorci înapoi ce ai furat? Poți. Dă-i înapoi. L-ai supărat.
spunându-i o vorbă urâtă. Dar ce nu poți să-i ceri iertare? Iată fapte vrednice de pocăință, cum este prorocul David și împăratul David, care a scris psalmi și ne gândim la psalmul 50, că el ca împărat a ucis. Și zice, miluiește-mă Dumnezeule după mare mila ta. Și spune acolo, mai departe știți, se știe psalmul 50, izbăvește-mă de sângele vărsat. Deci îți pare rău de păcatul care l-ai făcut, dar să și cauți să, cum să spun, să faci fapte vrednice de pocăință. Ați spus că sunt păcate care pot fi iertate și păcate care nu. Și pentru că tot ați pomenit asta, dacă am furat pe cineva sau dacă l-am lovit, pot să-mi cer iertare? L-am lovit, nu mai pot să-mi iau palma înapoi, că odată dată e dată. Ar fi culmea să ne tot dăm palme până le dăm înainte și înapoi. Dar dacă am făcut o crimă, acolo nu mai pot face nimic ca să-i redau viața celui deja mort. Cum fac? Prin căință, prin pocăință, prin părere de rău și dacă e posibil, ai făcut crimă. De exemplu, un avort. Caută, sigur că nu se poate pune viața înapoi. Aduce pe cel care l-ai avortat să-l aduci înapoi în pântecele tău să mai stea până la 9 luni și să-l naști. Dar să ajuți pe un copil într-o familie săracă, neputincioasă, că tu adesea zici, ce să-l mai faci și pe ăsta, că n-am posibilitate să hrănești și așa mai departe. Ca și când, e o aberație, o înșelătorie a minții tale, o prostie a minții tale. Nu există motiv să omori. Nu există motiv să omori. Deci poți să faci ceva ajutând copii, gândindu-te că ar fi copilul tău. Vedeți? Iată, avem pe tâlharul de pe cruce. Spune acolo... Cel care s-a pocăit. S-a pocăit. Că au fost doi, unul care s-a pocăit, unul care nu. Cel care era în stânga zice, ei, dacă ești tu, Hristos, salvează-te pe tine și pe noi. Sigur, a spus-o cu răutate, cu obrăznicie. Și celălalt spune, zice, nu te temi tu de Dumnezeu. Noi cu bună dreptate suntem în starea aceasta, pentru că am greșit, dar acesta n-a greșit nimic. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Adevărat îți spun ție, astăzi vei fi cu mine în rai. I-a zis Mântuitorul. I-a zis Mântuitorul. Deci, iată, el a fost un tâlhar. N-a mai putut da viețile înapoi. Dar, iată, recunoscându-și păcatele, tâlhăriile, greșelile, ba din contră, spunând, da, noi suferim pe cruce acum pentru faptele noastre. Pentru faptele noastre. Dar acesta n-a făcut niciun păcat. Deci tu, recunoscându-ți greșelile și poate chiar ca urmare a lor ești în suferință, să accepți suferința. Am vorbit noi aici odată, suferința devenind, cum poate deveni cruce. În trei moduri. Atunci când suferi, acceptând suferința ca plată, ca urmare pentru păcat, atunci suferința devine cruce. Apoi suferința devine cruce când tu suporți suferința pe care ți-o produce cineva
având în vedere neputința lui. Așa cum Domnul Hristos a zis pe cruce, iartă-le lor că nu știu ce fac. Și în cazul acesta, suferința ta devine cruce, având în vedere că cel care ți-a produs-o a fost neștiutor, nu știa ce face acolo. De fapt, atunci când noi când greșim, nu știm. Nu știm. Întotdeauna. Dar întotdeauna. Oare? Dar dacă... Păi dacă a zis Mântuitorul, iartă-lor că nu știu ce fac. Într-adevăr că i-au pus mâna pe Iisus, l-au biciuit, l-au dus, l-au răstignit. Aceea, dar sunt și situații în care pur și simplu nu-l plac pe vecinul și mă duc și vreau să-i fac rău, nu știu. Tai găina ca să sări la mine în curte. Păi nu știi ce faci. O fac conștient. Păi nu știi ce faci. Dacă mâna aceasta ți-a greșit, o tai? Nu. Nu. Pentru că trebuie să știi, noi toți suntem trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte. Așa cum trupul este format din multe mădulare, membre, mâini, picioare, oi și așa mai departe. Și toate formează un trup și fiecare se ajută unul pe altul, așa și noi trebuie să fim. Deci dacă tu ți-a făcut cineva rău, eu știu, de exemplu, mâna asta, cine știe cum, din neputință, i-a căzut greutatea și ți-a strivit unghia la picior, ți-a lovit talpa piciorului. Așa, ce faci, o pedepsești? Nu pedepsești. Așa și... Atunci când cineva te supără, îți produce suferință, tu ai în vedere neputința lui, îl ierți. Așa cum ierți mâna asta că n-a putut să țină, eu știu, bolovanul asta, sau asta ar trebui să fac, dar dacă nu-l iert, nu sunt conștientă de ceea ce fac? În ce sens îl iert? Că nu mă răzbun. Nu îi răspund cu aceeași măsură. Nu lovesc și eu dacă el m-a lovit. Pentru că greșeala... Ce spune profesorul la școală? Elev, scoate o foaie de hârtie extemporal, lucrare de control. Fiecare scrie acolo ce crede el că știe. Și profesorul zice, nu e adevărat. Ba da, așa știu eu, pe vezi, nu e așa. Deci greșeala, dacă stai după cuvintele Mântuitorului și Mântuitorul nu greșește când a spus, n-a greșit când a spus, iartă-le lor că nu știu ce fac. Dacă noi înțelegem că toți suntem un trup, toți suntem o familie, toți suntem o casă, mai bine zis, doar suntem un trup. Deci, am zis, suferința devine cruce în trei cazuri. Da. Atunci când suport suferința ca urmare a păcatului. Păi ce să fac, dacă eu știu, am mers toată tinerețea cu capul descoperit, acum la bătrânețe, îmi plezește. Dacă... Eu știu ce am făcut la tinerețe, am băut, așa, acum la bătrânețe m-am sclerozat. Sau mai știu cum. Deci e urmarea păcatului. Și suport suferința. Repet, atunci când suport suferința ce mi-a produs-o, pe care mi-a produs-o cel de lângă mine, având în vedere neputința lui. Neputința lui, neștiința lui. Și, în al treilea caz, atunci când eu mă angajez la un lucru bun și în timpul acela eu cad într-o suferință, sufăr. De exemplu, vreau să salvez pe cineva de la un incendiu. Mă duc în casă.
Deci mă implic. Și acolo mă ard. Suport suferința pentru că eu singur m-am angajat ca să salvez pe acela care l-a cuprins. Care la rândul lui era în suferință. În suferință, da. Așadar, iată, pocăința este ridicare, îndreptare, mai bine zis, întoarcere spre Dumnezeu. Întoarcerea, asta e pocăința, întoarcerea la Dumnezeu. Și aceasta înseamnă ridicare din păcat și înfăptuirea binelui. Că nu-i de ajuns să te ridici. Cum am spus, ai căzut, dar tu trebuie să ajungi mai departe. Te-ai ridicat, dar trebuie să ajungi acolo unde. Și atunci, deci trebuie să faci binele ca să ajungi la Dumnezeu. Iată un alt, cum am zis, faceți roade vrednice de pocăință. Petru s-a lepădat de Hristos, așa cum știm, când a fost judecat. Jur că nu cunosc pe omul acesta. L-a avertizat Domnul Hristos. Când Petru a zis, Doamne, dacă toți te vor părăsi, eu nu te voi părăsi. O, Petre, în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cocoșul, tu de trei ori te vei lepăda de mine, că nu mă cunoști. Nu e adevărat. N-ar fi crezut că este în stare să facă așa da. Ceva. Vezi ce semnează dacă te lasă Dumnezeu. Nu te mai susține, nu mai lângă tine. Că ce a zis Mântuitorul mai înainte, Simone, Simone, Satana v-a cerut ca să vă cearnă, dar eu m-am rugat pentru tine. Acum Mântuitorul lasă, tu ai încredere. Și într-adevăr, s-a jurat că nu-l cunoaște. Și ce spune acolo în Sfânta Evanghelie? Când a zis a treia oară, jur că nu-l cunosc, a cântat cocoșul. Și atunci a dat seama ceea ce a făcut. Și a dus aminte și a plâns cu amar. De ce putem face? Fapte vrednice de pocăință. Adică să-ți plângi greșeala, păcatul. Pe cum să nu plângi? Sigur, cum am zis mai înainte, te tristezi în inima ta. Cum am putut eu să fac așa? Cum am putut eu să-mi omor copilul? Uite, te uiți la copilul care îl ai, da. Cât de scump este și înger, și l-ai omorât pe ăla care tot așa era ca asta. Cum să nu-ți pară rău? Deci, iată, Toma, când unul din cei 12 ucenici ai Mântuitorului, când Mântuitorul a venit și a zis pace vouă și s-a arătat, Toma nu era prima dată, nu era acolo. Și ceilalți când a venit, el a spus, am văzut pe Domnul. Iar el și nu Toma a zis, dacă nu voi vedea semnul cuielor, dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Vedeți, deci, sigur, și lucrul acesta a fost îngăduit de Domnul Hristos. De ce? Pentru ca să arate că ucenicii lui nu erau niște oameni simpli, așa, creduli. Orice li se ușor de păcălit. Da, sigur. Și când a apărut, după 8 zile, iarăși Mântuitorul, deci tot duminica, de aceea noi facem slujbă duminica, Sfânta Liturghie, când zice, Toma, adu degetul tău încoace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Ce răspunde Toma? Domnul meu și Dumnezeul meu.
arată căința. Domnul meu și Dumnezeul meu, adică iartă-mă. Cum am putut să mă îndoiesc să nu cred ceea ce mi-au spus ucenicii. Sigur. De fapt, fără credință, că spune un mare filozof, Kant, zice, credința este înaintea cunoașterii. Prin credință cunoaștem apoi că... Dacă nu am crede... Dacă nu cred că aici pot să semăn porumb, nu sap acolo, sigur. Așa, iată fapte vrenice de pocăință. Îndreptarea păcatului sunt păcate pe care le poți îndrepta. Mi-aduc aminte cineva, parcă am mai spus eu, zice ceva, părinte, m-a pus satana și am găsit niște obiecte, un obiect al cuiva care l-a pierdut și eu știam cine l-a pierdut, dar nu l-a mai dat. Parcă niște bani, spunea. Ce să fac? M-a dus să-i dau. Păi și îi dai, cum o să-i spui? Băi, eu ți-am găsit banii și nu ți-am dat atunci, ți-am dat acum. Și acum, după un an de zile sau mai știu când, așa. Păi nu o să-i spun așa. O spui, uite, îți dau niște bani. Păi și să zică, bă, ce băiat, ce cum se cade ești, că mă ajuți. Primești laudă pe care nu o primești, care nu o meriți. Aruncă-i, pe ce să fac? Aruncă-i în curte acolo. Și fii atent când, așa, dacă îi ia. Să-i găsească el, nu altcineva. Să ne găsească altcineva, da. Deci, iată, sunt cazuri când poți să îndrepți păcatul. Sunt cazuri când ai, cum a spus dumneavoastră, ai omorât, ai mai știu cum sau altceva. Ce păcat nu se iartă? Timpul se apropie de final, nu ne mai permite prea mult, dar nu se, pe scurt. Toate păcatele se pot ierta. Dacă tu te căiești, te pocăiești și le mărturisești cu zdrobire de inimă, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Pe cel ce vine la mine nu-l voi scoate afară. Deci orice păcat se poate ierta, ți-l iartă Dumnezeu dacă tu ție îți pare rău și îl mărturisești cu zdrobire de inimă, cu căință și cu dorința de a nu-l mai face iarăși. Se spune că păcatele împotriva Duhului sunt și acestea, adică ateismul, necredința, deznădejdea, ura și acestea, ți le iartă Dumnezeu dacă ți-e spare. Dacă te întorci. Da, te întorci. Dacă te întorci. Iată, încheiem cu cuvintele pe care le-a scris Moise în cartea Deuteronom, insuflat, sigur, spuse de Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu prin gura lui Moise. Viață și moarte ți-am pus eu astăzi înainte și binecuvântare și blestem. Alege viața ca să trăiești tu și urmașii tăi. Așadar, e firesc să-ți pare rău de greșelile care le-ai făcut. Este firesc să nu le mai repeți și este firesc și poruncit de Dumnezeu, Mântuitorul, să le mărturisești înaintea preotului duhovnic în Sfânta Biserică ca să ți le ierte Dumnezeu și să ajungi la scopul pentru care ești creat, anume în Împărăția lui Dumnezeu. Amin. Amin. Cu încredere și smerenie să ne spovedim ori de câte ori, să nu lăsăm pe ultima 100 de metri, ne-a spus noastră într-o altă ediție, pentru că niciodată nu știm când ne va sosi ceasul. Să ne spovedim atunci când simțim nevoia. Așadar, să ne ajute Dumnezeu să ne ierte păcatele și să ne fie bine. Data viitoare noi vom fi din nou aici, vom vorbi despre cultul morților. Și asta pentru că sâmbătă este sâmbăta morților, este ziua în care vom cinsti memoria celor dragi plecați dintre noi. Până marțea viitoare să aveți o săptămână liniștită, să ne revedem cu bine, sănătoși și cu credință. Pe curând!